Premieră la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, Omul care a văzut moartea, Victor Eftimiu, regia Cristi Juncu, cu Bogdan Farcaș în rolul vagabondului. Da, Omul care a văzut moartea la Ploiești. E altfel, adică e făcută povestea puțin mai complex. E vorba de un actor salvat de la Alnec. E vorba de un actor sinucigaș. Adică acest om care a văzut moartea, de fapt, își dorește foarte mult să aducă lumină în viețile altora și să-i scoată din rutina lor zilnică și din banalitate. De fapt, este o adaptare a piesei lui Victor Eftimiu. E mai mult modificată și mai sunt lucruri adăugate. Povestea e făcută puțin mai profund și cred că eu mai antrenant. Și adus în 2014? Nu, deloc. Se păstrează în vremurile respective, numai că se schimbă acest mic detaliu. Până la urmă, omul care a văzut moartea îi ajută pe toți, chiar cu ajutorul omului care l-a ajutat. Bineînțeles. Este vorba despre personajul pe care îl interpretați. E fascinant, e foarte complex și în același timp superb. Carismatic, inocent. Eu v-aș întreba, din perspectiva omului prezent acolo pe scenă în fiecare clipă, de ce ați recomanda acest om care a văzut moartea unui prieten? Pentru că e o poveste și oamenii au nevoie de povești și asta cred eu că trebuie să însemne teatrul. O poveste. O poveste care îți schimbă, măcar pentru o oră jumătate, toată rutina zilnică și te face să renunți inconștient pentru ora aia la toate problemele. Și pentru că, cred eu, spectatorul se va identifica cu cel puțin un personaj de acolo. Ce poate aduce această poveste unui spectator din zilele noastre, așa cum spunea și dumneavoastră, cu o mulțime de probleme, mereu grăbit, mereu cu gândul altundeva. Sentimentul ăla și cred că obligativitatea că în fiecare zi din viața ta pentru 5 minute trebuie să zâmbești și să uiți de absolut tot. Adică problemele alea vor fi acolo și mâine. Lumină interioară nu ai decât pentru 5 minute pe zi. Și cred că trebuie să profiți la maxim de acele 5 minute. Cred că asta spune spectacolul. Apropo de lumină, cum arată scena de la Ploiești pentru acest spectacol? Oh, minunat. E de acolo, din anii 30. E o casă din anii 30 în care fiecare spectator se va simți acasă. E acasă. O casă din anii 30 pentru omul care a văzut moartea, premieră la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. Bogdan Farcaș, o concluzie. Cum ați spune că este acest spectacol în trei cuvinte? Antrenant, comic, nostalgic.